Drapelul național al României a fost sărbătorit duminică 26 iunie în piața Tricolorului din municipiul Deva, în fața unei asistențe numeroase formate din reprezentanțe instituțiilor publice locale și județene și mulți locuitori din reședința de județ. Conform uzanțelor, manifestările dedicate zilei Drapelului Național au început cu prezentarea onorului, moment urmat de scurte alocuțiuni rostite de reprezentanții autorităților publice locale și județene, care au subliniat importanța zilei Drapelului Național. Drapelul Național, simbol al unității și identității naționale, îi este dedicat această zi. O dedicăm de asemenea tuturor celor care de-a lungul vremii au făcut cinste României și tricolorului. O dedicăm românilor bravi și iubitori de țară, care au luptat și s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune. Drapelul României se distinge prin semnificație, profunzime și încărcătură spirituală. Are cele trei culori împărțite în mod egal, reprezentând principiul egalității, iar orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea. Tricolorul, de peste un secol și jumătate, a fost martor al marilor evenimente din istoria neamului românesc. Steagul este trecutul, prezentul și viitorul țării, așa spunea marele domnitor Ioan Cuza. Și cum fiecare dintre noi este parte din istoria României, tot așa și tricolorul trebuie să fie parte din sufletul fiecărui român. Noi, românii, am purtat cu mândrie drapelul în luptă, așa cum astăzi îl arborăm cu mândrie la evenimentele importante. Drapelul este simbolul onorei, vitejiei și gloriei militare. Drapelul este semnul victoriei în confruntările sportive. Drapelul este însăși esența mândriei de a fi român. Să onorăm culorile care ne unesc și să le purtăm cu noi în suflet oriunde ne-am afla. A urmat apoi slujba de sfințire a drapelului național și intonarea imnului de stat al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care ți-a adâncire barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Manifestările de la Deva dedicate zilei Drapelului Național s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare, formată din militari, jandarmi și pompieri, în aplauzele celor prezenți la eveniment. Data de 26 iunie a fost proclamată prin legea numărul 96 din 20 mai 1998, Ziua Drapelului Național al României. Ziua a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor.